Producătorii din sectorul laptelui vor putea depune cereri pentru obținerea ajutorului financiar european alocat acestui sector într-o nouă etapă, respectiv în perioada 30 mai-6 iunie 2016. Pentru a beneficia de ajutorul financiar, producătorii de lapte de vacă trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să fie înscriși în sistemul cotelor de lapte de la APIA, să fie în activitate și să dețină un contract cu un prim cumpărător pe perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, și cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui aferent contractului. Producția de lapte livrată pe beneficiar să fie de minimum 5 tone în anul de cotă 2014-2015. Este o hotărâre care vizează acordarea unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. Mai degrabă de o prelungire a perioadei în care fermierii se pot înscrie pentru a avea acces la aceste sume. Se închidea perioada de înscriere la 30-a 5-a și am prelungit această perioadă până în 6-a 6-a 2016, pentru ca producătorii de lapte, în special despre ei e vorba, să poată avea acces la aceste sume și să se înscrie printre beneficiarii programului. Suma ce îi revine fiecărui producător în cazul ajutorului financiar se calculează de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură conform cantității de lapte livrată în anul de cotă 2014-2015, 240 de euro pe beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone și 20 de tone, 12 euro pe tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 de tone, până la 200 de tone inclusiv, 2900 de euro pe beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone.